Spitalul Oncofort este primul centru privat din România în care tratamentul cancerului se face pe toate cele trei paliere importante, radioterapie, chimioterapie și chirurgie oncologică. La aceasta se adaugă, evident, laboratoarele de anatomie patologică, de analize medicale, profilul genomic al pacientului care ne permite tratamentul personalizat. În Spitalul Oncofort și Centrul de Diagnostic Graal există în momentul de față o echipă multidisciplinară care se ocupă de managementul cancerului, diverselor localizări ale acestei maladii. Din această echipă fac parte, evident, oncologi, fac parte în același timp radiologi, fac parte anatomopatologi și fac parte și chirurgi. Rostul unei asemenea componențe este nu numai pe de o parte asigurarea unui tratament integrat al acestei afecțiuni, ci și asigurarea unui prognostic cât mai bun pacientului. Ca să obținem cele mai bune rezultate în cancer în ziua de astăzi, trebuie să funcționăm într-o astfel de echipă multidisciplinară în care mai întâi deciziile se iau pe baza discuției în echipă. Avantajele unui abord în echipă, într-un serviciu în care se tratează peste 1200 de pacienți lunar, sunt evidente. Aș menționa că la aceste ședințe multidisciplinare, din partea oncologiei, participă profesorul Tomas Brodovici de la Spitalul AKH din Viena, doamna profesor Rodica Angel, doctorița Paula Toma, deci o echipă foarte puternică de oncologie. Într-un asemenea mediu complex, așa cum spuneam, chirurgul nu este doar un simplu operator, ci participă activ la discuțiile din bordul multidisciplinar. Și am să încerc să arăt care este importanța acestei participări. Deci, de multe ori, atunci când colegii oncologi încep un tratament citostatic pentru a îmbunătăți prognosticul bolnavului, deci pentru a-i oferi o șansă de supraviețuire mai bună, trebuie să se ajungă la momentul chirurgical. Am să încerc să dau câteva exemple de ce înseamnă acest abord multidisciplinar și care este rolul chirurgului în acest spital. Am să încep cu cazul unui pacient de 60 de ani la care s-a diagnosticat un cancer de canal anal cu mai multe metastaze hepatice. Și aici aș spune de la bun început că prezența 11 metastaze hepatice în cazul pacientului nostru nu constituie o contraindicație chirurgicală. Din contră, cazul a fost abordat chirurgical cu succes, s-a făcut o amputație de rect și s-au scos toate cele 11 metastaze hepatice. După care s-a intervenit cu tratament oncologic și în momentul de față pacientul are circa 2 ani, aproximativ 2 ani de la operație și se află într-o condiție bună, în continuare sub observația și tratamentul colegilor noștri chimioterapeuți. În același timp aș menționa și interesul Oncofortului pentru introducerea celor mai moderne tehnici în oncologie. Încercăm să ținem pasul cu ceea ce se face în prezent la nivel internațional. Încercăm să oferim pacienților noștri ceea ce le pot oferi și spitalele europene. Pentru noi a fost și rămâne un etalon spitalul AKH din Viena și constituie pentru noi repere și standarde la nivelul cărora încercăm să ne ridicăm.